Eu vim dintr-o zonă contaminată. Eu stau cu soacră mea. Aveți soacre? Mm-hmm. Aș închis. S-o luat soacra casca. Avem soacre sau? Sunt? Socrela. Avem soacre, avem? Să ne trăiască așa cum măsele acum. Ba nu, că... Hai să-mi întreb dacă am voie să spun. Ha! Gluma serii, bravo! De unde vine? De la? Numai... E ok, să-ți trăiască soacra, s-o pup din partea mea, e extraordinar. Acum are o boală să meargă pe la magazinele astea mari să-și ia temperatura, bă. Băi, de groază, bă. Dacă aveți întrebări, dacă aveți nelămuriri, dacă aveți, scrieți și pe forum. Nu, eu aici sunt, vă mai ascult, vă ascult plângerile. În vestuță se vede? În vestuță, au luat soacra mea, mi-au luat o vestuță. Mi-am luat bundiță nouă, ta-la-i-la, la-i-la, de la soacra mea cea veche, ta-la-i-la, la-i-la. Hm? A fost bun promo de la început. Da, în continuare, vă stau la dispoziție. Doriți să-i faceți cu cuiva o surpriză virtuală, un stand-up, comedy, ceva, o cioco? Aici suntem, avem programe destule. Internetul merge? Avem tot ce ne trebuie, domnule. Suntem duminică, așa că într-o zi de duminică, așa că nu vă țin prea mult. Bărbaților, ce faceți? Luați o gură de aer în piept, vă gândiți, ce o să fie, ce o să fie, ce cadou luăm de Dragobete, că așa a zis, că Dragobetele îl ținem, că e sărbătoare românească. Păi dacă e românească tradițională, luăm mândruța de mână, nevasta de mână și o scotem la pădure, că așa era pe vremuri de Dragobete, o scotem la Ciucutiș. O ducem la pădure să-i arătăm fragi și multe mure. De unde? Poate te prinde și ursul. Ne prindem în horă pe marginea unui lac. Mai pot fi astea serbări de Dragobete? Nu, mai, că acum totul e virtual, totul e... Dar banda ca e bine. Cumperi ce dorești și faci un cadou superb de Dragobete. Acum mă întreb și eu, mă gândesc și eu, încerc să mă pun în locul lor Areș B, europarlamentarul PNL, care de Valentine's era în izmene, în pijama, de mătase în bucătărie. Nu și-o permis mai mult la ce bănoci are. Acum, de Dragobete, ce o să facă? O să rămână în chiloți, în debara, și o să-și pună niște pene la gât, că tot e Dragobete. Vedeți? Astea, întrebările astea nu ne lasă pe noi în liniște. Dragobete, sărută fete. Vin! De Dragobete să ai vin. Vin maghiarii. Fac autostradă, sunt aproape, ghere. Ei te zic, haideți și voi cu autostrada, noi neam. Ei, ghere, să ne unim autostrăzile, că nu să mergem să rămânem la ei, să trecem acolo de Viena, de Roma, de Oslo și de Pechin încolo, să ne te ducem, că aici sunt bani. Ministerul Transporturilor are la bani călău. Dar dacă are șef pe drulă, de drumul să alegi o vin, un vin, deci un brudul, un roze, merge. Sugestia este în finalul acestui video. Urmăriți-l până la sfârșit, că e duminică și ce să faceți. Oricum, de mâine ne întâlnim în continuare pe canal de la ora 10. Vă salut și vă și îmbrățișez, nu? Ca să vă dau curaj, că urmează Dragobetele. Idei nu, perverșilor! La mulți ani, iubiților! La mulți ani, iubitelor, la mulți ani tuturor celor care sărbătoresc Dragobetele, dragobeților de iubire, ci că dacă astăzi auzi cântând pupăza, o să ai noroc. Dacă îți cântă pupăza de socră, noroc bun. Pe vremuri fetele și băieții mergeau în pădure și încingeau hore. De unde pădure? Merg în club și ascultă DJ-ul. Azi se spune că iese ursul din bârlog, iese pe dracu. Merge în restaurante și caută de mâncare. S-au schimbat un pic tradițiile. De seară noi bărbați o să fim dragobeți, iar iubitele un pic nervoase. O să fie dragobietele de ele. Să nu ia numai bâta la noi, să se transforme în dragobâte. Dar nu uitați, de Dragobete, iubește românește, ciomănește. La mulți ani, iubiților! Că m-am încălzit, că am vorbit 10 minute pe celălalt canal. Acum aici... pe Facebook vorbesc mai puțin și apcaudăm jos, că a mai ieșit și soarele, sunt numai 8 grade în minus și se resimt ca minus 15. Bună dimineața, ce faceți, cum sunteți? Sunteți bine, chiar dacă e marți. Astăzi lucrăm ce putem, mâine e mijlocul săptămânii și după aia ceau, că vine weekendul. Nu, nici nu mai știi cum să te îmbraci, că iară se anunță cald.
De joi încolo, căldură mare și din 24 de dragobete, ger, de creapă pietrele. Practic, creapă pietrele și alea de la rinichi. Ce să faci? Toate bune? Ceva scandaluri azi? Nu, au fost ieri circ în Parlament. Zda mamilor, mă, să duc în Parlament și să ceartă în loc să facă legi pentru binele poporului. S-or certa și ieri și-or scos ochii. Ce credeți că nu s-or împăca după aia la restaurantul Parlamentului? Ai de capul meu. Or făcut circ ca să-și poată lua salarul. Asta e justificarea lor. Nu că dă o lege bună. Nu că îți de acord cu un principiu folositor nației. Nu. E așa justifică salarul. Odată pe lună trag un scandal monstru în Parlament pe tema unei moțiuni. Zda mamilor. Da, asta e, ce se face? Situația nu e grozavă, bugetul e ca bugetul, ați văzut, mai mari PNL-ului, au rămas numai în hăinuțe puține. Ieri domnul Boc în tricou, alaltă era Reș Bogdan în izmene. Izmene de mătase de pijama, dar totuși, situația e cu mâini. Nu e cea mai grozavă. Detalii știți, nu vă pun link cu click sau click cu link, nu. Mesajul de pe YouTube îl regăsiți acum la comentarii, nu mai insistăm pe temele astea. Numai manevre. De ce? Ca să vă uitați cât mai mulți. Cât mai mult să vă uitați și să dezbatem după aia în comentarii problemele. Că dacă nu, noi cine? Că noi nu facem circ aici în comentarii. Noi luăm la mișto ce se întâmplă în țară și pe de altă parte, când suntem în comunitate, când suntem în mediul real, nu virtual, muncim, ne vedem de ale noastre. Aici e supapa noastră. Pe YouTube, pe Facebook, pe canalele mele. Asta e supapa noastră. Aici găsim un pic de umor, aici ne spunem problemele. Supapa, apropo, ci că să nu mai purtăm măști cu supapă, că nu-s bune. După ce s-o zic că luați de alea scumpe, că alea vă protejează de virus, acum ordin de la minister, nu mai luați măști cu supapă. Masca asta e bună? Verde la față. Așa ești. După ce auzi pe ăștia vorbind, nu faci nimic, bem o cafeluță bună, buymeacoffee.com/nicuben de acolo, se poate da câte o cafea? Și băgăm în supapa mamilor cu poveștile lor, că numai de povești îți bun. Bă, noi măcar povestim, dar și facem treabă. Mă duc, începe Simona Halep să joace tenis și socra e curioasă. I-am zis, bă, dacă ești curioasă, pune și tu la pariuri, poate mai câștigăm ceva. Că punctul de pensie e cât îi, până în ianuarie nu mai crește nimic și așa e norocoasă. Am zis că zice, eu toată viața mea am fost o norocoasă. Păi la ce ginere ți-o dat Dumnezeu, crezi și eu. Zi frumoasă, nu click pe link, intrați la comentarii pentru povestea mai lungă. Ciao! Nu vreau să ne panicăm, dar sunt probleme la granița de vest a țării. Sunt mari probleme. Ungurii avansează. Sunt la 15 km de Oradea. Să nu ne stresăm, să nu facem probleme prea mari, dar totuși să fim pregătiți, pentru că ungurii avansează spre țara noastră. Mai au 15 km și termină autostrada. Noi ne chinuim de atâta vreme să facem un coridor, o șosea de viteză și nu reușim nimic. Maghiarii au venit până la graniță cu autostrada și parcă zic, Chirlexea, pe mine și voi, vă rugăm frumos, cu autostrada voastră să le unim pe ambele amândouă, să puteți circula și noi, să putem circula și voi, să ajungeți mai repede unde aveți treabă în Europa, noi să ajungem unde ne doare mai tare în ținuturile secuiești. Dar hai să facem această autostradă. Noi, de unde autostradă? Păi dacă alaltă ieri au zis numai doamna Dăncilă sau ieri au zis doamna Dăncilă, că anul ăsta reușim să scoatem țara din noroi. Păi de unde autostradă? Noi abia ieșim acum din noroi. Auzi, Dăncilă, am scos țara din noroi. În loc să zică, dar am și băgat-o în căcat. Numai bine și grijă mare la granița vestului. Periculos, ișten, bas. I-am adus într-acest loc superb pentru un vin pe măsură. Uite, rog un pahar. Stai așa. Vinul, draga mea, este o băutură divină și necesită un ritual extraordinar pentru a fi servit la modul său absolut. Paharele de vin alb au gâtul mai îngust, 20 de centimetri, 350 de mililitri și nu ne grăbim, ținem cont de studii.
pentru a se evita formarea bulelor de aer, vinul se toarnă ușor din sticlă cu paharul înclinat. Pentru a-și dezvolta influențele, parfumurile, derivațiile, vinul are nevoie să respire. Am ajuns la vin. Dar să-ți spun povestea lui. A început cu câteva rânduri de viță de vie, cu struguri copți, tihnă, Sauvignon Blanc, iarba proaspăt cosită, florile de salcâm. Hei, ce faci? Cu ăsta nu pierd timpul, nici cu vinul. Tot ce un brud, tot foarte bun. Te-am pupat!